102 ani de la Marea Unire din 1918, prilej cu care oficialitățile administrației publice locale, împreună cu comandantul garnizoanei Ploiești, trec în revistă Garda de Onoare. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, se intonează imnul de stat al României. Închinare pentru poporul român cu ocazia Zilei Naționale a României. Se oficiază serviciul religios. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna. Și punerea și nevecii, vecinor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La Ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin Marea Lui Unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și nespusa Ta milostivire,
ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire e învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește-i a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletește-i poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-Ți aducem cele prea bune, să grăim și să scântăm Ție, Celui fără de început, al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Cu ocazia Zilei Naționale a României, au loc alocuțiuni. Din partea primăriei Ploiești, îl invităm pe domnul primar Andrei Volosevici să ne adreseze mesajul dumnealui. Bună ziua, dragi ploieșteni, bună ziua, dragi prahoveni! O ceremonie într-o situație specială, un an greu, un an care ne-a pus la încercare răbdarea, echilibru, sănătatea. Convingerea mea este însă că, așa cum știm din veacuri, împreună, în familie, ca și comunitate, ca și națiune, vom reuși să trecem cu ajutorul bunului Dumnezeu și peste această situație și vom intra în anul 2021 ușor, dar sigur, în normalitate și o să ne fie bine. Am stat de vorbă cu toți organizatorii și mi s-a părut o obligație de onoare să ne înclinăm cu respect în fața celor care de mai bine de 9 luni de zile au grijă de protecția noastră, de sănătatea noastră și ne vindecă. Și vorbim de cei care formează prima linie în această bătălie cu pandemia, de linia întâi din Prahova. Cred că sunt în asentimentul tuturor să mă adresez lor, clar și răspicat, spunându-le mulțumim pentru ce ați făcut pentru noi, mulțumim pentru ce faceți pentru noi, mult respect. La mulți ani, dragi ploieșteni, la mulți ani, dragi prahoveni, la mulți ani, români. Mulțumesc!
Vă mulțumim, domnule primar. Din partea Consiliului Județean Prahova, are cuvântul domnul președinte Iulian Dumitrescu. Mulțumesc, bună ziua, dragi ploieșteni, bună ziua, dragi prahoveni. În primul rând, mă gândesc la cei care sunt în spital din cauza acestei boli nenorocite, să le dea Dumnezeu sănătate, putere și să se întoarcă cât mai repede la familiile lor. În al doilea rând, mă gândesc la familiile lor, să aibă credință, să aibă încredere și să li se întoarcă cei dragi acasă, sănătoși și cât mai repede. Și bineînțeles că mă gândesc și la medici, la asistente și la tot personalul medical. Ei sunt practic eroii acestor vremuri. Ei duc o luptă grea, au o muncă grea și îi asigurăm de tot respectul nostru, de toată prețuirea noastră și de toată aprecierea noastră. Și bineînțeles, pentru românii care sunt în țară, pentru românii care sunt afară, sper ca pe viitor să fim mai uniți, să fim mai prosper și sper ca vremurile bune pentru români și pentru această țară abia să înceapă. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte! Din partea instituției prefectului al județului Prahova are cuvântul domnul prefect Cristian Ionescu. Bună ziua și la mulți ani! Vreau să vă citesc în primul rând mesajul transmis de premierul Ludovic Orban cu prilejul Zilei Naționale a României. Ziua Națională a României, chiar dacă o sărbătorim atipic anul acesta din cauza restricțiilor impuse de pandemie, rămâne la fel de importantă pentru noi prin rolul pe care Marea Unire de la 1 decembrie 1918 l-a avut pentru desăvârșirea statului național. Au trecut 102 ani de atunci, timp în care au fost și perioade de grea încercare, pe care românii le-au depășit uniți în atingerea unor idealuri sau depășirea unor situații de criză. Astăzi, când ne vedem nevoiți, din cauza pandemiei, să marcăm Ziua Națională fără parade, defilări și alte evenimente intrate în tradiție, este un bun prilej să reflectăm, poate mai mult decât am făcut-o în anii trecuți, asupra exemplelor de unitate din istoria noastră. Ne emoționează semnificația acestei zile, în care sunt adunate toate sacrificiile românilor pentru afirmarea națională și stăruința unui popor de a deveni națiune de sine stătătoare, independentă, aducând toate teritoriile românești în interiorul acelorași granițe. Să privim însă acest context ca pe un nou moment crucial al destinului nostru, pe care îl putem depăși cu bine, dând dovadă de coeziune și maturitate socială. Doar prin eforturile noastre unite putem salva vieți și învinge virusul, doar prin convergența tuturor energiilor din societate putem reveni cât mai curând la normalitate, pentru ca apoi să deschidem o nouă cale către modernizarea României. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! Iar următoarea zi națională a României să ne găsească pe toți cu bine și să sărbătorim din nou așa cum se cuvine. Ludovic Orban, primul ministru al României. Personal vreau să mulțumesc tuturor celor care în ultimile luni de zile am avut ocazia să lucrăm pentru binele cetățenilor, pentru binele prahovenilor. Mă refer la toate instituțiile publice deconcentrate care au pus umărul, au ajutat
și-au dat din timpul personal, au riscat, probabil și-au riscat viața atunci când au participat la evenimente, când au pus umărul în acele situații, la un moment dat, disperate de a încerca să limităm răspândirea acestui virus. Le mulțumesc celor care au luptat în spitale, la ATI, la UPU, în spitalul COVID, în spitalul de urgență Ploiești și în celelalte spitale care s-au alăturat și au susținut și ele din punct de vedere logistic această sănătate a populației prahovenilor. Deplâng decesul acelor prahoveni, a cadrelor medicale, a medicilor, care nu au reușit să fie alături de noi, să rămână în continuare în viață, motiv pentru care consider că trebuie să ne bucurăm cu atât mai mult și să-i onorăm și să-i cinstim, pentru că noi suntem acum aici și putem să vorbim și numele lor și numele nostru și să sărbătorim încă un an, an de an, Ziua Națională a României. Vă mulțumesc, prahoveni, vă urez la mulți ani, la mulți ani români, la mulți ani România. Vă mulțumim, domnule prefect, cu ocazia sărbătoririi Ziua Națională a României se vor depune coroane și gerbe de flori. Astăzi, pentru prima oară în istoria unui ceremonial dedicat Zilei Naționale, vor depune coroane și gerbe de flori exact cei ce depun pentru cel mai mare sacrificiu al zilelor noastre. În următoarele momente, ne înclinăm capul către instituțiile de sănătate prahovene, invitați de onoare la acest eveniment. Pune coroană de flori, delegația Spitalului Județean de Urgență Prahova. Spitalului CFR Ploiești. Serviciului de ambulanță județean Prahova.
coroană de flori, delegația Direcției de Sănătate Publică Prahova. Consiliul local. Consiliului Județean Prahova. Prefectul Județului Prahova.
se pune coroană de flori delegația garnizoanei Ploiești. Inspectoratului de jandar județean Prahova și a grupării de jandar mobilă Matei Basara Ploiești. Delegația Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Șerban Cantan Cuzino Prahova. Asociația Militarilor, Veteranilor din Teatrele de Operații. Delegația Partidului Național Liberal, filiara Prahova. Și PSD Ploiești.
depune coroană de flori delegația Partidului Uniunea Salvați România, filiala Prahova. Delegația Partidului Pro-România, delegat în filiala Prahova. Prahova. Delegația Muzeului de Istorie și Arheologie Ploiești. Reprezentantul Casei de Cultură Ion Luca Caragiale, Ploiești. Delegația Asociației Revoluționarilor din decembrie 1989.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, nu putem încheia această activitate fără să le mulțumim ploieștenilor pentru înțelegerea dovedită, pentru că nu au putut fi împreună cu noi ca în fiecare an. De asemenea, nu putem încheia această activitate fără să le mulțumim încă o dată celor din linia întâi, medicilor, asistentelor și a tuturor celor care sunt implicați în efortul necontenit de a salva în fiecare clipă vieți, retrăind momentele sacrificiu ale oștenilor români care și-au dat viața pentru înfăptuirea proiectului de la 1 decembrie 1918. Doamnelor și domnilor, ceremonialul militar și religios s-a încheiat. Vă mulțumim! Da, venim la mașină, venim la mașină.